Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și astăzi dimineața vom începe un nou proiect. Aș vrea să fie un proiect surpriză până la un moment dat când dumneavoastră vă veți da seama ceea ce realizăm. Pentru aceasta vom avea nevoie de firele pe care le vedeți deja pregătite aici, firul Lisa Lurex de culoare alb și roșie, firul Bravo, de culoarea pielii, apoi vom avea nevoie de un fir despărțitor, croșetul cu numărul 3, vom avea nevoie de foarfece, vom avea nevoie de melană pentru a umple lucrarea, vom avea nevoie de o pereche de ochișori. Eu am aici o colecție în funcție de dimensiunile produsului final. Voi alege o pereche de ochișori adaptați a ceea ce vom lucra. Și, bineînțeles, vom avea nevoie, ca întotdeauna, de lipici, lipiciul lichid sau lipiciul la cald. Asta doar în cazul în care nu aveți ochișorii de siguranță. Fiind prezentate materialele, deocamdată acestea ne sunt de folos, eu propun să începem să lucrăm și voi da deoparte acestea. Voi face modul în care dumneavoastră să puteți vedea foarte bine ceea ce eu lucrez, astfel veți putea înțelege exact ceea ce realizăm. Vom începe cu capul, pe care îl vom lucra în culoarea pielii. Voi face cercul magic, în interiorul căruia voi lucra un număr de 6 piciorușe scurte. Cel de-al șaselea. Acum voi închide cercul magic, voi închide cu piciorușa alunecat, așa cum am învățat să închidem acest tip de lucrări. Și începând din acest moment, voi pune firul despărțitor și în corespondența fiecărui picioruș voi face o mulțire, deci la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Și voi începe din primul picioruș. Am din nou croșetul care, așa cum știți, îmi face întotdeauna probleme. Avem deja două. Patru. Șase. Și ultima mulțire, astfel vom obține 12 piciorușe scurte. Din acest moment vom schimba firul despărțitor și vom lucra un picioruș scurt urmat de o mulțire, astfel la capătul rândului vom avea un număr de 18 piciorușe scurte.
Voi începe rândul. Să avem un picioruș scurt. În următorul voi face o mulțire. Din nou un picioruș scurt, urmat de o nouă mulțire. Deci în acest mod vom lucra de jur împrejur și așa cum vă spuneam, vom obține cele 18 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. După ce am lucrat un picioruș scurt urmat de o mulțire, pe întreg parcursul acestui rând, am obținut 18 piciorușe scurte. Acum voi lucra două piciorușe scurte. Iar în următorul, cel de-al treilea, voi mulți. Voi repeta pe întreg parcursul rândului. Două piciorușe scurte, urmate de o mulțire, iar la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Vom continua singure. După ce am lucrat două piciorușe scurte, urmate de o mulțire, am obținut un total de 24 de piciorușe scurte, voi continua lucrând. 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, iar în cel de-al patrulea voi face o mulțire. Vom repeta această secvență pe întreg parcursul rândului, iar la capătul rândului vom avea un număr de 30 de piciorușe scurte. 2, 3. Și o mulțire și vom continua în acest mod. După ce am lucrat 3 piciorușe scurte, urmate de o mulțire și am repetat pe întreg parcursul rândului această secvență, am obținut un număr de 30 de piciorușe scurte. Acum voi continua lucrând 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3. Iar în cel de-al cincilea voi face o mulțire. Vom repeta pe întreg parcursul rândului 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4. Următorul voi face o mulțire în cel de-al cincilea, vom repeta astfel pe întreg parcursul rândului și vom obține un număr de 36 piciorușe scurte. După ce am lucrat 4 piciorușe scurte urmate de o mulțire, pe întreg parcursul rândului am obținut 36 piciorușe scurte. Acum vom lucra 8 rânduri de câte 36 piciorușe scurte. Deci vom lua fiecare picioruș, așa cum se găsește, vom lucra un număr de 8 rânduri și după care vom continua lucrarea. Vreau să vă mulțumesc din nou tuturor pentru vizualizări, pentru like-uri, pentru comentarii. Vreau să vă mulțumesc că sunteți alături de mine și de acest canal de YouTube. Cu ajutorul dumneavoastră, pentru dumneavoastră, am curajul acesta de a merge mai departe și în felul acesta să putem învăța chiar și împreună anumite lucrări. Așa cum am spus întotdeauna, repet din nou, trebuie să îmi aleg cu mare atenție tutorialele pentru a nu încărca teritoriul nimănui.
pentru a nu imita pe nimeni și de aceea optez pentru lucrările pentru care nu sunt tutoriale pe alte grupuri. De aceea voi veni cu mai puține lucrări de tipul îngeraș și clopoței, acele le găsim aproape peste tot, crăciunițele. Voi încerca să vin cu tutoriale noi, care să vă placă, să vă atragă atenția, care să vă mulțumească și de aceea mai întâi și mai întâi studiez foarte bine ceea ce este în jur, fac lucrările mele, calculele mele, proiectele mele și astfel să reușesc să fiu alături de dumneavoastră cu noutăți, cu surprize care să vă placă. Deci am lucrat deja un rând, voi continua cu următoarele 7. Noi ne vom întâlni la capătul acestor 8 rânduri pentru a continua lucrarea noastră. Am ajuns la capătul celor 8 rânduri de câte 36 de piciorușe scurte. Acum voi continua făcând 6 înmulțiri consecutive. Deci de 6 ori, în următoarele 6 piciorușe, voi face o înmulțire. 1 2 3 4 5 și cea de-a șasea înmulțire. După care voi lucra cele 30 de piciorușe scurte care ne-au rămas. În mod normal le vom lucra, astfel la capătul rândului vom avea un număr de 42 de piciorușe scurte. Deci vom continua acum picioruș cu picioruș, ne întâlnim la capătul acestui rând cu 42 de piciorușe scurte. Am obținut cele 42 de piciorușe scurte, vom continua lucrând pentru început o scădere. Deci voi intra în jumătatea următoarelor două piciorușe, voi face o scădere, unsprezece piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, urmate de o scădere și vom face o nouă scădere, astfel vom da formă feței, după care vom continua cu cele 27 de piciorușe scurte care ne-au rămas și la capătul rândului vom obține un număr de 38 de piciorușe scurte. Deci aceste 27 de piciorușe scurte le vom lucra în mod normal. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând.
Rândul următor vom continua cu o nouă scădere. Deci, o scădere, un număr de 8 piciorușe scurte, cum voi face o nouă scădere iar restul piciorușelor le vom lucra în mod normal iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 36 de piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș îl vom lua așa cum se găsește până la sfârșitul rândului iar noi ne vom întâlni când vom termina acest rând. Am obținut cele 36 de piciorușe scurte, acum vom continua lucrând 4 piciorușe scurte. 1 2 3 4 urmate de o scădere, vom repeta pe întreg parcursul rândului în acest mod, 4 piciorușe scurte urmate de o scădere, 1, 3, 4, o nouă scădere, vom repeta din nou aceeași secvență, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 30 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Vom continua rândul următor, lucrând 3 piciorușe scurte. 1 2 3 urmate de o scădere vom repeta pe întreg parcursul rândului 3 piciorușe scurte urmate de o scădere piciorușe scurte, acum voi face cea de-a doua scădere. Lucrând în acest mod, pe întreg parcursul rândului, vom obține un număr de 24 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am obținut cele 24 de piciorușe scurte, lucrând 3 piciorușe scurte urmate de o scădere. Acum vom lucra 2 piciorușe scurte. 2. Apoi vom continua cu o scădere. Din nou 2 piciorușe scurte, urmate de o nouă scădere. Vom lucra astfel pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. După ce am lucrat 2 piciorușe scurte urmate de o scădere, am obținut un număr de 18 piciorușe scurte. Acum vom lucra un picioruș scurt, urmat de o scădere.
iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 12 piciorușe scurte. Deci un picioruș scurt urmat de o scădere. Vom continua în acest mod. O scădere, un picioruș scurt, o nouă scădere, un picioruș scurt, scădere. Un picioruș scurt. Iar acum vom face ultima scădere. Am obținut cele 12 piciorușe scurte. Iar acum vom lucra un număr de 3 rânduri de 12 piciorușe scurte. Deci, de 3 ori vom lucra aceste 12 piciorușe fără să scădem, fără să mulțim 3 rânduri. Noi ne întâlnim la capătul acestor 3 rânduri și vom continua lucrarea noastră. Am lucrat cele 3 rânduri de câte 12 piciorușe scurte. Am umplut căpușorul în modul în care această proeminență să fie bine conturată, după cum vedeți, să aibă forma feței umane. Iar acum vom face schimbul de culoare. Vom începe să lucrăm cu culoarea roșie. Așa cum v-am prezentat la început, voi folosi firul Lisa Lurex. Strâng un pic mai bine acest capăt, voi intra în următorul picioruș și voi închide cu firul roșu. În acest moment eu voi lucra un rând de 12 piciorușe scurte cu culoarea roșie, prinzând în același timp cele două capete de fire, în modul în care să le dăm stabilitate. După care voi abandona la un moment dat firul culoarea pielii, firul nude. Dar mai întâi voi lucra câteva rânduri să fim sigure că nu se va desface. Nu câteva rânduri, câteva ochiuri, câteva piciorușe scurte. Aici voi abandona firul de culoare pielii, voi tăia și voi continua doar cu firul roșu până la sfârșitul rândului. Am ajuns aici, la capătul rândului. Acum voi pune firul despărțitor
și voi continua să lucrez. De această dată voi face un picioruș scurt. Urmat de o mulțire. Deci în următorul voi face o mulțire. Lucrând în acest mod, până la capătul rândului, vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Deci, un picioruș scurt, urmat de o mulțire. Iar noi ne vom întâlni la capătul rândului cu cele 18 piciorușe scurte. După ce am lucrat un picioruș scurt, urmat de o mulțire, am obținut un număr de 18 piciorușe scurte, vom continua lucrând 2 piciorușe scurte. Iar în cel de-al treilea picioruș vom face o mulțire. Vom continua în acest fel. Iar în cel de-al treilea vom înmulți. La capătul rândului vom termina cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Deci nu uitați, 2 piciorușe scurte urmate de o înmulțire. Înmulțire. Și continuăm singure. Am obținut cele 24 piciorușe scurte, acum vom lucra 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, iar în cel de-al patrulea vom face o mulțire. În felul acesta vom repeta pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 30 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim apoi la capătul rândului, deci mai repet o dată, am 3 piciorușe scurte, iar în cel de-al patrulea voi face o mulțire. Ne întâlnim la capătul acestui rând. Am obținut și cele 30 de piciorușe scurte, vom continua lucrând 4 piciorușe scurte. Iar în cel de-al cincilea picioruș scurt vom face o mulțire. În felul acesta vom repeta pe întreg parcursul rândului, iar la capătul acestui rând vom avea un număr de 36 de piciorușe scurte. Deci 4 piciorușe scurte, 2, 3, cel de-al patrulea, iar în cel de-al cincilea vom înmulți. Noi ne întâlnim la capătul rândului cu cele 36 piciorușe scurte. Continuăm. Următorul rând vom lucra 5 piciorușe scurte. 1, 3, 4, 5, în cel de-al șaselea vom face o mulțire și lucrând astfel, pe întreg parcursul rândului vom obține un număr de 42 de piciorușe scurte. Avem 2, 3, 4, 5, în cel de-al șaselea facem înmulțirea, continuăm,
iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am obținut cele 42 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 6 piciorușe scurte. Iar în cel de-al șaptelea vom face o mulțire. Vom repeta în acest mod pe întreg parcursul rândului și la capătul rândului vom avea un număr de 48 de piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și o mulțire. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând cu 48 de piciorușe scurte. Am ajuns la capătul rândului obținând 48 de piciorușe scurte. Din acest moment, noi vom lucra un număr de 20 de rânduri de câte 48 de piciorușe scurte. Deci va fi nevoie să lucrăm picioruș cu picioruș, 20 de rânduri, iar noi ne vom întâlni la capătul acestor rânduri pentru a continua lucrarea. Abia un pic mai... În timp ce înaintăm cu lucrarea noastră, vă veți da seama despre ce este vorba. Vreau să spun că am scos microfonul secundar, microfonul care cred că el făcea acel urât zgomot care se auzea pe fundal. Sper că acum să se audă bine. Pentru că la un moment dat am atașat un microfon în speranța că dumneavoastră puteți auzi bine ceea ce lucrez, explicațiile necesare, însă din câte am înțeles și din câte am văzut și eu, nu se aude atât de corect. Și de aceea am renunțat la microfon, sper că acum doar cu microfoanele de la cameră să reușiți să înțelegeți. Cer scuze pentru zgomotele care erau, sper că acum totul va decurge normal. Deci continuăm să lucrăm în felul acesta, 48 de piciorușe, 20 de rânduri. Noi ne întâlnim la capătul acestor 20 de rânduri și vom continua lucrarea. Între timp am lucrat cele 20 de rânduri de câte 48 de piciorușe. S-a făcut și ziua. M-am îmbrăcat mai bine pentru că este frig. Iar acum urmează să schimbăm din nou culoarea. Acum vom pune culoarea nude, culoarea pielii, și vom continua lucrarea. Mă voi atașa aici, în acest picioruș. Voi lucra un pic și cu firul roșu dedesubt, așa cum ne-am obișnuit, să putem da stabilitate firului și vom face un rând de piciorușe scurte cu culoarea nude pentru început. Vom prinde cele două capete de fire, așa cum v-am spus.
vom lucra câteva piciorușe împreună cu firele din spate. Vor fi un pic mai grosuțe, mai plinuțe, însă este necesar să stabilizăm firul. Din acest moment vom începe partea de jos a corpului. Vom trece practic la piciorușe, dar mai întâi vom avea de făcut câteva rânduri până când să despărțim piciorușele. Acum voi abandona firul roșu. Și voi merge mai departe doar cu firul nude până când voi termina acest rând. Vom lucra toate cele 48 de piciorușe în acest fel. Noi ne vom întâlni la capătul rândului. Apoi vom continua lucrarea. Am terminat și acest rând. Din acest moment vom pune firul despărțitor și vom lucra alte două rânduri de câte 48 de piciorușe scurte. Deci, de două ori vom repeta acest număr de piciorușe, după care vom despărți lucrarea și vom continua. Noi ne întâlnim la capătul acestor două rânduri. Este simplu, nu este nimic complicat aici. Și vom continua să lucrăm singuri. Deci două rânduri, alte două rânduri. Vom avea un total de 3. Noi ne întâlnim la capătul acestor două rânduri. Am ajuns și la capătul celor două rânduri. După cum vedeți, suntem exact pe linia mediană, pe mijloc, măsurând de la guriță, de la proeminența feței, a părții de jos a feței, suntem exact pe linia centrală. Eu mă voi opri aici pentru că încep ziua de muncă. Vom continua cu cea de-a doua parte a tutorialului. Deocamdată eu vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru faptul că dați like-uri, că comentați, sunt mulțumită de faptul că sunteți alături de mine în număr atât de mare. De aceea, ca întotdeauna, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă doresc o zi minunată, sunt Tatiana Andrieș și ne reîntâlnim cu următoarea parte a acestui tutorial. O zi bună tuturor, la revedere!